Modernizarea României, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a fost un proces sinuos, conceput și realizat la plezneală, opintit și bezmetic. Cu hurducături penibile, un soi de avorton viciat somatic. Istoric vorbind, culpa s-ar spune că aparține fanarului. Funciarmente, ne deconspiră însă firea schiloadă, pusă mai mereu pe netrebnicii. Plescăind fumul dulce, dar atât de corupător al narghilelei, acestui planificator de urzel profesionist care este românul, nu i-a păsat vreodată de altceva decât de felul în care poate să-și înmulțească colacii și ogrăzile în dauna vecinului. Cu adevărat, n-am resetat niciodată ceasul conștiinței naționale, n-am avut un moment zero pentru proiectul România, asta pentru că pe linia orizontului aspirațiilor noastre nu s-a întrezărit nici măcar o fantă din acea unitate de vederi și principii imuabile din acea coeziune ideologică indispensabilă progresului unei națiuni. Suita eșecurilor din ultimii 150 de ani a fost cântată fără harul onestității, ci doar cu forța guturală a simulării de cei doi tenori vedetă ai României moderne. Evreimia internaționalistă și reacționară și burghezia liberală, naționalistă și antisemită. Victima calică a celor două avea să fie țărănimea muncitoare. România secolului trecut a fost o tragică pastișă, un tărâm absurd în care lichelele erau și sunt prietenoase numai pentru a ciupi și cu mai multă măiestrie. Pentru noi, conceptul de solidaritate pute, pentru că l-am mucegăit cu bună știință, înmuindu-l în instinctul contagios al lăcomiei. Despre traumatizanta și eterna tranziție românească vorbește și Ștefan Zeletin în cartea sa Neoliberalismul, studii asupra istoriei și politicii burgheziei române. Dezvoltarea comerțului în țările române, odată cu prima jumătate a secolului al XIX-lea, a condus inexorabil la metamorfozarea economiei productive în economie bănească, o transformare covârșitoare facilitată de un artist milenar în arta jonglării banului, evreul. După cum spune Zeletin, invazia mărfurilor în principatele române adusese și o invazie a evreilor. Sociologul român istorisește cu pricepere în cartea sa întregul proces. Activitatea cea mai dragă sufletului iudaic, citez, prin care evreii au tras cea mai adâncă și cea mai spornică brazdă în economia română, a fost cămătăria. Am încheiat citatul. Prima bătălie purtată de către poporul risipitor pe meleagurile mioritice a fost împotriva singurei clase de proprietari rurali, boierii. Deznodământul fusese rapid decis. Citez, în mai puțin de 30 de ani, boierimea era desființată ca și clasă. Am încheiat citatul. Doborât de amărăciune și jugulat de irevocabila ruină, un fost caimacan al Moldovei trăgea cu întârziere învățămintele prăbușirii sale. Citez, pe noi evreii ne-au mâncat. Am încheiat citatul. Astfel, resentimentele clocite plăzmuiau în tânăra Românie, pe la jumătatea secolului al XIX-lea, o cultură iudeofobă, vibrantă, de frondă. Reflexele acestei uri culturale transpar fără doar și poate din profunzimile gândirii junimiste, din resorturile intime ale poporanismului și din perceptele tradiționaliste ale socialismului român. Modernizarea economiei naționale se făurea pe măsură ce acest conflict neiertător se întețea. Sfântul război al sufletului ortodox, ultragiat de cămătarii mozaici, putea fi asumat doar de către Partidul Național Liberal, unica forță politică reală care conștientiza necesitatea înființării unor bănci românești, care să introducă pe piață reglementări riguroase în ceea ce privește condițiile de creditare. În atare situație, zarafii evrei se considerau uzurpați, iar indignarea lor avea să îi rupe zgomotos cu prilejul primei tentative de întemeiere a unei bănci naționale. Coliziunea dintre cele două viziuni economice era realmente imposibil de evitat. Când liberalii năzuiau la un capitalism național și deci la eliberarea României din chingile finanței internaționale, evreii, dimpotrivă, jinduiau la posibilitățile de extensie a acestui capital. Odată cu triumful concepției naționale, evreii au ocupat de bunăvoie postura de adversar ireductibil al capitalului autohton. Zeletin remarca just că evreii s-au înstrăinat de burghezia română națională. Apologetul dezvoltării capitalismului național nota că toxica finanța evrească este,
Citez. Totodată pârghia care aruncă peste hotare o însemnată cantitate din sudoarea capitalizată a muncitorului român. Am încheiat citatul. Contactul principatelor române cu burghezia apuseană a contribuit decisiv potrivit lui Ștefan Zeletin și la înfiriparea unei pături sociale de oameni noi, de inși energici și fără scrupule, urmașii vrednici în cusururi a vechii boierimi nepământene, despre care generalul Kiselev spunea că e o clasă intrigantă. Citez, cea mai intrigantă de sub bolta cerului, gata să îngenuncheze înaintea oricărui străin care ar fi fost în măsură să-i apere privilegiile, am încheiat citatul. În acești oameni noi colcăia același sânge de parvenit care se scursese odinioară prin venele greco-bizantine ale fanarioților. De aici și-a extras eva râvnei pentru putere birocratul modern băștinaș, întrucât românului funcționarismul îi stă în sânge. După noile slujbe, nu tânjea doar apusa și ramolită aristocrație conservatoare, ci și viguroasa junime nevoiașă și fără carte, dar dornică să o răsfoiască. Noua pătură socială birocratică, alcătuită din elemente cu însușiri dubioase, devenise pe la 1848 o forță de seamă, susține Zeletin. Aliat de conjunctură cu negustorii și bancherii izraeliți, omul nou țintea ascensiunea și lucra neobosit la dărâmarea regimului boieresc, pretinzând egalitatea în drepturi și abolirea privilegiilor. Omul nou și iudeul idolatrizau democrația de dragul unei singure virtuți, virtutea sacului. Comeseni băloși la ospățul bugetar, cuplul progresist a divorțat în termeni proști, tocmai în pragul Marii Uniri, când aranjamentul nu mai era convenabil pentru birocratul recent îmburghezit. Omul nou. Era mai rentabil să devii șovin și să-i prigonești pe oamenii de afaceri străini, prezentându-i drept periculoși intereselor de stat. Așa a intrat în panteonul celor mai de preț vorbe de duh ale națiunii faimosul slogan liberal, prin noi înșine. Hai să o spunem pe cea dreaptă, liberalii erau antisemiți. Zeletin spune că noua plutocrație a dat frâu liber unei concurențe de un cinism nepilduit în goana de îmbogățire în dauna statului. Zeletin susține că noua clasă conducătoare era, citez, grea de păcate morale, moleșită de risipă fără muncă, am încheiat citatul. Ea avea nevoie și de o armată personală de neghiobi, numai bună de împilat, de exploatat în folos propriu. Bună oară reputatul teoretician liberal al epocii interbelice face în cartea sa și o incursiune ghimpoasă până în vintrele uscate de foame ale opincarului român, disecând cu minuție și origine agrară mai mult decât umilă a muncitorimii românești de la începutul secolului al 20-lea. Zeletin relevă plin de sagacitate cele mai doznice deprinderi ereditare a secitime tehne dominante ale omului de jos. Întreaga optică asupra muncii a proletarului român cadrează perfect cu modul de a înțelege munca a țăranului român. O viziune a unui om primitiv, citez, ce trăiește din viața pasivă a culegerii roadelor pământului, am încheiat citatul. Omul rural nu muncește, potrivit sociologului român, decât sub imboldul unei nevoi prezente, tocmai de aceea munca abstractă, citez, dezlegată de nevoie și existând pentru ea însăși, este pentru primitiv cea mai goală imposibilitate, am încheiat citatul. Mergând mai departe cu argumentația sa și ținând cont de această înclinație viscerală spre indolență, Ștefan Zeletin afirmă că muncitorimea noastră nu poate să depună o muncă regulată pentru a-i conferi plus valoare, căci e, citez, îndeopște cunoscut la noi că nu e de așteptat să se poată munci uniform dacă nu există un bun vătaf la spate și că fiecare muncește numai atât cât se simte supravegheat, am încheiat citatul. Doar confruntat cu o obligație fizică, muncitorul român poate fi determinat să muncească sistematic și să dobândească în felul acesta conștiința rolului social al muncii. Zeletin conclude că într-o societate agrară, cum este cea românească, unde trândăvia e cinstită ca artă frumoasă și unde munca e prea puțin productivă și pe deasupra se mai lucrează și pe banii împrumutați din străinătate, aceasta devine, citez, scumpă și superficială, am încheiat citatul. Ce scria doctrinarul neoliberal acum aproape 100 de ani este valid și astăzi. Țara ar putea fi smulsă din acest marazm care îndobitocește doar prin două mijloace eroice, citez,
Muncă multă și consumație puțină, am încheiat citatul. Cu profitul rezultat din această disproporție între consum și muncă, pretinde Zeletin, România ar putea achita capitalul împrumutat de afară. Întrucât agonisirea unui capital propriu constituie chiar piedestalul neatârnării oricărei națiuni. În plus, românul trebuie să învețe o simplă lecție de istorie, punctează mușcător celebrul sociolog al capitalismului. Cu 8 ore de muncă pe zi, nu s-a ridicat nicio țară la civilizație. Omul înapoiat care adoptă regimul de viață, ieșit din nevoile celui înaintat, nu ajunge departe. Lucrătorul nostru nu are o experiență a muncii. Cult nu e, alte trebuințe decât cele animalice nu cunoaște. El pleacă din atelier în cârciumă, unde își cheltuiește tot câștigul și de unde iese tot zdrențuit, așa că trebuie să-l înconjori cu jenă, am încheiat citatul. Păi tu ce crezi, că noi fătăm bani? Peste săptămână, două, îți mai plătesc. Să duce fii mâna bucurii.